Bine v-am regăsit și începem cu cucerirea Tracii. Văd că ceva unități acolo. Da, hai să asediem, să vedem puțin cum stă cu balanța de forțe. Foarte prost. Patru armate, prima full și văd că de elită. Deci o ținem așa. Hai că ajunge elita aici. Antiochos chiar. Asta e fain când joci 4 turnuri pe an, că apuci să te atașezi de general înainte să crape. Deci acum cred că trebuia să fie undeva în anul 200 înainte de Hristos. Deci cred că murea deja și mureau deja și copiii lui. Nu atac încă, mai stau chiar. Să mă duc cu ăsta spre nord. Ah, asta e aia după mine. Strabo, îmi place și numele lui ăsta. E chiar fain. Marș forțat. Acum. Și văd că nu mai au nicio armată ăștia pe aici. Deci cu astea două să mă îndrept lejer spre sud. Da, în Kira ar fi. Sau chiar spre Amasea în zona asta. M-aș forța, nu? Sau eram deja cu ăștia? Da, cred că ea erau. Bun, Antiochos. Înapoi spre Antiohia, părinte al nației. Succes în Italia, succes în Grecia, succes în Tracia. Și acum trebuie să îndreptăm eșecul ăla din care de fapt nu e întocmai al nimănui, din Capadocia și Galația. Hai să nu fac eu templu aici, dar ce să fac? O țin asta. Lasă așa. Ceva interesant pe aici. A, aici. Da. Paradise-s provinciile astea. Nabatea, Egipt, Arabia, Felix. E și fain că-s izolate aici, adică greu ai inamici în realitate sau așa. Nu știu dacă, de câte ori, dacă o fost jefuită vreodată Arabia, Felix. Numai în ziua de astăzi cu războiul ăla prin Yemen. Adică nici nu știu istoria lor prea bine cu califatele după secolele alea 5-6, dar nu știu dacă au avut viața așa drea precum au fost în vestul Europei sau mai ales în Dacia. De exemplu, în Dacia secolul 6 nu știi că există, parcă e o gaură așa în hartă, e doar, știi că e pământ acolo, dar în rest e negru, zici că e vid, ceva de genul. Armata asta. Și cred că mai pot să recrutezi ceva prin Antiohia pe acolo. Mă uitam la ceva acolo. Asta e una. Vreau să fac tot așa război fulger, să iau din dintr-un tăr, să iau cam toate așezările dacă se poate. A, pe ăștia nu-i cuceresc, că n-are rost. Nici aici. Poate le dau o lecție ăstora de aici, să fie de ai mei. Welcome, friend. Welcome. Come, sit. Enjoy. Pare rău, nu pot să stau cu ea lângă mine acolo. Our traders will look for new markets. They are adventuresome and my honorable master will leash in. Nu mă prea suportă, băieții, îmi pare rău. Păi da, logic, că nu mai faceți bani pe spatele meu deloc acum. Nici ăștia văd că nu mă prea plac ei pe mine. Royal Scythia. Asta e capitala voastră? A, pe morg, peste voi. Nici ăștia văd că nu mă plac. Din cauza expansionismului. Poate o să mă placă după ce le dau o bucată aici în Royal Scythia. Sau poate nu contează.
Ăștia sper să supraviețuiască. E bine să am așa state tampon care și grecești la nord de mine față de sălbatici ăștia. Îmi pare rău, nu folosesc termene politice cu pline de corectitudine politică. Și nu-s rasist, n-am nimic cu oamenii ăștia, adică noi ne tragem din ei, da, chestii de-astea. Ce pot să fac în Antiohia aici? Ia să fac o reședință de aia de satrap. Și în Roma am zis că vreau să construiesc... tot de asta am construit aici. Nu știu de ce aveam impresia că am construit librărie. Aici vreau să fac o bibliotecă de-asta. Și aici, 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 aici. Și gata, n-am ați fără bani. Agentul a trebuit să-l duc direct înspre Dacia, n-am fost atent cât a mers acum. Poate iar a pierdut destul de multă mișcare. Dacă s-ar duce Atena totuși spre Dacia, dar nu se duc ei. Nu cred că iau ei inițiativa să atace. Trebuie să țin, cred că declar război raviștilor acolo nord. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău de voi. O să am grijă de poporul vostru, nu jefuiesc așezările. The spirits tell us. Ne. Și ce o să faci acum? O să mă atac, gen? Ah, da. Așa credeam și eu. Prima mișcare e să mut agentul spre nord să văd ce e în Dacia. Dacă Dacia e cam goală și pot să o cuceresc direct cu armata aia, adică m-am Malva, nu și ăia din ori de acolo, Apulii, fără ea. Dacă iau Malva, mă duc. Dacă nu, mă duc în Tilis și după aia aștept cumva. Până mă duc în Malva. S-ar putea să declară război indiferent schitii aici, atenienii, între timp. Am zis să am grijă de să nu pornezi război civil, doamne. Hai să-i trimit pe ăștia. Ăsta-l trimit în Armenia. Opa, unde-i? Ce s-a întâmplat cu... mamă, ce negativ e. Pe voi vă trimit în... în Partia. Unde e Partia? Poate moare, că-i nașma. Cam au ceva. Wow. Wow. Da, păi... duc ăștia odată. Nici n-am dat aici să schimb ăstea. Distrugem, ta-ta-ta. Ready for battle. For the gods. To battle. Nu merge nici să-i eliberez pe aia ce erau înainte aici. Odrișii. Ăștia-și celți. Odessos, bună. Din Odessos facem... piață. Aici construim un port. Asta car că ar trebui să o schimb. Voi mergem înspre nord. Ghete, unde au ajuns? Opa, asta e toată lor. Ia să declar eu războiul ăsta. Well met, friend. Sit and let... Și ăsta ar trebui să le declar război. Chiar acum. I am sure you have many pleasant... Mai să nu război cu boii, numai așa de curiozitate. Nu. Are you brave or foolish? Aș face la bancul ăștia, că ăștia văd că au imperiu pe aici. Cam era imposibil oricum pe vremea aia să fie sălbatici ăștia în stare să construiască imperiu între ei. Pentru că erau pur și simplu prea corupți și prea gunoaie unii pentru alții. Cam așa s-a întâmplat și cu Burebista, deci nu vă agitați. Cât au avut imperiu câteva zeci de ani, nici atâta. Nici nu se compară cu... imperiul construit de romani sau de alții, de perși, de
Alexandru sau mai știu eu. E aproape, e imposibil de comparat. Bine, armata probabil era ceva, armata lui era ceva măresc pe vremea aia, nici aia nu, tot nu compar cu legiunile, cu zecile de legiuni. Pe vremea lui Augustus, chiar înainte să desfințeze un număr semnificativ de legiuni, parcă armata romană avea undeva la 180.000 de oameni, enorm. Ia să inspectăm puțin aici în Orient. Deci cu ăștia la război. Ăștia la război cu cine? Cu toți. Cred că chiar cu toți e la război. Nici ăștia nu mă prea plac. Hai să ne mutăm agenții încolo. Și armatele. Cu ăștia, a, cu ăștia nu la război. Dar Salias cred că cu ea sau de ce stau ei pe teritoriul ăla. Mergem în BAM! Atanas, unde ești? Altceva pe aici? Agentul ăsta n-are ce căuta aici, îl trimite în direct spre Orient. Ca de obicei, ăsta parcă mai degrabă l-aș și desfința și i-aș ridica altundeva. Și mi-aduc aminte că turnul ăsta parcă i-am trimis pe ea în misiune, nu? Da, după cum am crezut și eu. Ah, nu-i bine. Ce mă disperă treburile astea din jocul ăsta. Nici numai s-au dus și s-au plimbat direct în aia. Pentru că nu era de cultura mea și nu s-au recrutat deloc soldați. Ce vreți mă și vă mă? Cineva nu a intrat în alianță cu mine și nu știu cine sunt. Cred că trebuie să cer pace acolo, nu? Haide mă! Helvetie, opa, ăștia vin spre mine, pe bune. Hai, frate. Cred că media, dacă media sunt ăștia care nu au intrat în război cu mine, nasol. Ba, că au intrat încă s-a aliați. Hai. Să facă-și pe șmecherul împotriva mea. Cineva nu a intrat în război, așa am văzut. Hai că se rezolvă. No, ca să vezi treaba. Deci nu pot să las asta goală acum. Numai dacă îi distrug. Pot să las o provincie goală. De fapt, pe ambele pot să le las goale. Da, și chiar s-a întâmplat. Bravo, mă. Nici nu mai știu ce am construit aici. De mâncare, parcă era ceva. Ferme și aia și... Bine. Bulgaria. Antiochos e ăsta? Unde mergem? Mergem între aici. Nici n-au granițe între ei. Cu tine vreau să văd și aici. Nici nu mă interesează. Turnul viitor m-am spart. Vreau să mai inspectez puțin pe aici. De
aici. Dragian, ăștia mi-au declarat mie război. Partia cu ăștia m-am destul de prost. Forui Daracos ia 3 puncte de diplomație pozitive. Acceptabil. Oh. Ce insul de aici? Nu mai am armate în zonă, nu? Doar astea două. Să anulez alianța cu Armenia, dacă o mai am. Da, o mai am. Be welcome. If this... Bă, ce rău îmi pare de ei. Deci mi-a dat una, două, trei, patru provincii așezări. Ei mai au două aici, cu asta de aici trei. Dar bine, i-au făcut să se alieze cu ăștia totuși. Au făcut ei cumva să se... îi facă satrapie și asta nu-mi convine deloc. Mi-au luat ei trei provincii așa dintr-o bucată. Antiochos 2, unde ești? Nici nu mai țin cont pe unde e. Ah, ăsta e Antiochos 2, pe îl țin aici, asta e general bun. Cum se numește asta? Siria. Ia să... Vai, Helveti, ce armată mare au. Vreau să văd o dată. Ăștia s-a aliați cu Helvetii. Ia să-i fac eu pe ei satrapie imediat. Oh, n-am fost atent. Ăștia nu mai... Nu știam că aveam alianță ceva cu ăștia. Ia că nici nu mai... Hai că poate vă pun la respect, dar am aici barăci. N-am, am în sud, parcă numai aici. Hai că vedem cum facem. Ăștia-s cam nefolosito. Oh, romanii. Dacă v-ați duce... Oh, dar ce să vă duceți că aveți armata chelită? Jocul vieții. Lasă așa, hai. Ne. Dubii. Nu-i bine. Nu pot să atac cu Antiochos, acolo au două armate una lângă alta, eu am numai una. My lord is winning. Nope. Deci gunoaiele astea din nord nu au intrat în război, cu toate că au promis alianță. Ah, nu e bine, sper să n-ajung. Ah, e bine. There is a time when warriors must sheathe the sword and talk for the good of the people. 10-15.000 maxim. Dacă te faci satrapia mea. Ciao. Your wisdom is renowned. Ăștia nu sunt aliați, ăștia sunt băiețași aici, n-am nicio treabă cu existența lor. Nu se răspândesc ei nicăieri, nu mă trădează. Am loc de ei. Mai fac și o grămadă de bani din comerț cu ei, cred că fac vreo 1000. Da. Hai să mergem tot așa de la vest la est. Rampant piracy. No, bine, mă, ce să fac? Vă credeți că ridic flota acum? Strabo, ce faci, prieten? Ia să... A, și știu ce fac. Mult la respect și fac state client și asta o ocup pur și simplu Malva. State client, satrapi. Da, destul de mare, da, se rezolvă.
imediat se rezolvă. Aici, pac, jos. Jos și cu tine. Odesos. Templu și ceva piață, probabil. Port comercial aici, am zis farming. Aici ce aici? Să văd puțin. Oare pot? Hai că încerc, mă risc. Nu că n-au armat-o, scos-o, o dus-o undeva, nu știu unde o dus-o. Că nu sunt stare să facă nimic armenii acolo. Vai, mi-a declarat război ăștia. Hai că vă scot-o din existență. Au fost greșeală că i-am ținut. Am zis să fiu băiețaș. Eu nu înțeleg ce e aici. Ce general este ăsta? Nu contează. Brav tare. Poftim. 19. Zici că e Rust. Sau PUBG. PUBG? Cum să-ți nume jocul PUBG, frate? PUBG. Zici că e păr dintr-un loc al corpului necont. No, că m-am luat și eu 3 dintr-o dată. Mi le-am luat pe toate 3 înapoi, sunt ale mele. Și ce am zis eu că trebuie să fac acum cu... Trebuie să-i bat un pic pe Roman de să le sune acpa în cap. Oare pot cu flota asta aia să vedem? Nu cred. Măcar îi țin sub asediu să nu... Oh, merge. Trebuia să-i subjug. Ce caută ăștia aici, Nori? Să le dau un respect ăstora aici? Nu, mă duc în sud un pic. Așa, am o idee. Ia să ridic eu aici direct o armată. Anu, familiile indiene parte mai degrabă așa. Să vedem, am ceva. A, nu știu ceva. S-ar putea să facă față. Ia să ridic și o flotă. Poc, uite și upgrade. Dar nu indian. Și dacă crap, o să crape amândoi și o să am mari de dezavantaj. Ia să văd. A, ăsta. Da, perfect. Ce bine că m-aș forța așa cum i-am buscat asta, deci și-o ia destul de tare. Executare. Că sunteți unii de păduchioși romanii. Cu ăștia o să mă duc înspre nord să încerc să iau flotele astea. Că-s flote, nu sunt. Asta poate nu-i. Ba da, și asta e. Armate, am vrut să zic că nu-s flote. Tu. Poți să vin spre sud. Cu forță așa. De curiozitate, armenii ar vrea să facem pace. The door is open to you. Ah, nu mi-o declarat război ăștia. Păi nu cred că le declară război prea curând. Mă duc cu armata sau două spre ăștia să-i bag în... Nu, nu-ți dă încredere ăștia. Nu mă complic cu ei. Ne-am prost altul. În orient aici.
Mă duc în sud. Da, turnul următor. Ia să vă, pot să recrutez ceva, de fapt, nu știu. Orice. Research rate. Hai să-ți dau research. Vai, dar câți mai sunteți? Aoleu, dar acum mă gândesc că nu-i prea idee bună să-i supun pe daci, că ăștia îs ei cu spiritul al lor liber al lui Daniel Roxin și când declară război cuiva n-o să intre să mă ajute. Le dau o șansă totuși. Lasă-l batici ăștia de aici din nord. Extern. Vă juca și voi pe aici ce să faceți. Nu e ca și cum aveau ei multe așezări, aveau Atena, Navis, o spargă și nici n-aveau Sirmium ăla încă. Place. Am crezut că era ăla. Chelaus, ăsta nu-i cumva la... nu-i bine. Dacă moare ăsta. Ăsta e la din familiile indiene. Și era șeful lor și le scade mult loialitatea pe treaba asta. Da. Nasol. Deja ați ridicat din pământ alt oraș. Bravo, mă! Ce pot să zic și eu? Sălbaticilor. Stați așa că vă dau o lecție acum. Bine, mă, vă jucați și voi. Ce vreți să faceți acum? Comportamentul ăla de facțiune ratată, că acolo o să fiți tot timpul. Sparta, Atena, nu-i în stare să facă nimic aici, oare? Și apropo, ia să încerc să mă aliez cu Sparta, cumva. Da. Nu e așa. Sau din ce familie era ăla, nu știu. Wow. Minus 53%, aia e enorm de mult. Familii grecești. Trebuie să înlocuiești generalii ăștia.
acum, urgent. Război civil. Cu ce să înlocuiesc? Am cu ce? Indian. Pentru că dacă nu înlocuiesc... A, pot stai să-l... Par, promoție. Mam? Nu pot. Și asta e prea mică. Vai, am mai făcut o greșeală. Oh, perfect. Hai că scăpăm cumva. Atena. Cred că puteam să o promovez și pe asta, dar n-am făcut. Pio. Am vrut să mai verific 2 secunde. Tot e mare riscul ăsta, nu-mi place. Ce se întâmplă dacă dau pe astea? Să mă uit acum ce controlează ei. Indieni, grecești, Italia. N-ar fi o problemă foarte mare. Un turn am nevoie ca să-și revină treaba, situația asta nasoală. Ăsta, să-l identific unde ești. A, deci ăsta e ultimul la ore. Da, cam nasol când ajunge până acolo. Nest aici. Aș trebui să-mi revin și să revin în nord cu comenzi noi în Dacia. Să le ucus, hai, înainte. De ce nu te mișcă? Bun. Armata asta ce-i cu ea, stai să vedem, să vedem puțin cam la ce distanță e. Cam e ceva de mers. Aici am zis trapezos. Hai să fac civilă. Capleo-i comerț. Înseamnă că o fac pe comerț când am de ales. Am să ia. Fac asta normală. Și aici vulcan Hephaestus. We hunger for battle. Advance. Is that all? Nu văd ce armate ăștia. Hai să fac pace cu sclavii ăștia din nord că mă disperă. Poate îmi distruge Atena și nu-mi convine. Am sigur că ai multe plăcere pentru mine, dar, te rog, nu te plăcă. Vorbim de mâncare, nu honey. Băi, săracilor, vreau numai să vă fac de bani. Câți? Vai. Grați-vă. Aici, în nord. Pa 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 pa. Am zis că vreau să încerc să fac o alianță cu Sparta. Ăștia se mai bat cu cineva, ia să văd. Cu sclavi. Nu e bine. We are not known as patient people. Nu mă prea suportă băieții ăștia. Welcome
Speak to the point. N-am nici ce bani să le dau. Your friendship is as much use as a broken oar at sea. Keep da, it to bravo. Yourselves. Your orders? Yes. Back down on them. Să văd oare îi scufund pe amândoi? Bravo, mă, ce când dați și voi știrile. Perfect. Sclav. Cum să-i distrugă pe ăștia, am nevoie să fie aproape de... Sau, ia să văd puțin. Nu văd cam cât au ei în armată. Oricum n-ajung în nicio așezare, deci... Sunt destul de plini. Nu știam de unitatea asta că există. Mișto. Ia să-i desfințez eu pe ăștia. Vai. Opa, asta. Păi, poate și ajungea la ea. Deci te-am mutat și cu Antiochus înapoi în vest. Încerc să fac pace chiar târnul ăsta ce urmează. Numai că nu o să mai fac comerț cu ei și cam cu asta se încheie și orice șansă să am relații bune cu Sparta vreodată. My lord offers you peace. Press X to doubt. Oh. Ce familie face parte? Asterion. Nu știu, dar ai nume, zici că ești călător în spațiu. Oh, asta nu e bine. Încă o armată în pământ. Păi, asta e a treia. Și... ah, nu e elită, că e ridicată de curând, parcă. Și acum le tai gâtul. Ba, nu, am mai scăpat, dar mă fugărește iară, cred. Pah. Bravo. M-a mai scăpat 30 de mercenari sau ce să ia. A murit generalul, cred. Nu stați așa, că vă dau. Acum ce merg spre Iconium. Sper să ajungă din nord fără marș forțat. Da, și dacă e cu marș forțat, e în regulă. Ce faceți, bă? Ce-s mișcările astea? Bă, mamă, ce mișcări fac ăștia. N-am început războiul acum direct după ce-i promovezi îi trimit. Trade agreement broken, cu cine stai? Hai mă, lasă-mă cu ăsta. Sparta, a da, trebuie să fac pace cu ei odată. We are not known as patient people. Therefore, I must serve my people and accept these terms. By Zeus, we should have more.
Ia mă, dacă vă plătesc, nu? Merge nimic. Wow, e high. Hai să îmi încerc noroc cu alianță normală. 35, hai. 36. Nu merge, nu merge. Vă dau mai puțin. Hai. Hai. Nu vreau să iau un plus de bani. Hai, ceau. Să-i trimit băia odată, că e cea mai urgent, cel mai urgent lucru, să nu intrăm în război civil. Tu te duci la plimbare în Atena. Tu te duci la plimbare în ceva pozitiv, man. Massilia. Să nu-i omoare degeaba. Ne prefera chiar grecer să fie. Sardes, perfect. Am uitat să-i promovez. Dar măcar o crescut asta cu destul. Următoarea noastră mișcare, să-i prăjim pe... Opa! Văd că au venit așa să-i bată. Gata cu băiețașii ăștia din capa de urmata asta. 3, 2, 1. Am uitat să upgradez, nu mai trebuie. Sclavi. Să mai aveți oportunitate. Mă urâs toată viața. Ăștia, e ceva de capui. E bine. Aveam impresia că asta e a mea și s-ar putea să vină într-acolo, dar nu se întâmplă asta. Mai stau un turn acolo, cam așa, probabil. Nu-i bine. Să observăm. Cer să cuceresc asta și să le cer pace. Provincia ducându-mă spre BAM. Mata asta are alt nume, văd. În fine, poate să rămână așa. Eu zic să faceți pace, că... Nici nu mă mai duc spre ăștia destul de... Opa. Is war until you are dead. Mature and sensible course? No. Hai mă, că v-ați liniștit. Dacia. Să vedem ce reușim să facem aici. Strabo, și ăsta cine-i? Pelagius. Război, ce să facem, băieți? Să vezi că iară nu mi se alătură cineva. Ba, s-a întâmplat să vină toți. Hai mă, dă-ți pace. Ce scuze, cu astea vreți să mă bateți? Mă așteptam și eu să aveți ceva elită pe aici, dar astea săraci. Săracilor. Nu-i bine. Când ții asediu ăsta... nu se întâmplă asta. Să o ocup sau să nu o ocup? Cred că o ocup. N-am încredere în ăștia. Observație. Și nu prea are cine să mă atace din vest, că drumul merge direct înspre Atena. Ăștia-s de încredere, ăștia din dreapta de aici. Aș putea să fac așa, ia să ocup eu. Se ocupe băiețași ăștia.
Așa pot să construiesc și altceva aici, nu construiesc templu. Ocupăm Sarmi Zegetusa. Păi ai facem stat client. Sau nu? Hai că vedem. Nici nu știu dacă-s Dacia, că nu cred că sunt. Cred că-s germani sau cel ceva, nu? Da. Dacii. Opa, mă cam plac ăștia. I thank you for the offer, but we are not wet nurses for weaklings. A rămas fără bani, incredibil. Roxolani. A, ăștia s-a cineva. Nu. Da, Royal Skitty erau alții și... Ceva interesant pe aici, nu. Comerț încă cu ăștia și destul de bine. Poate lua și voi armele împotriva boilor, exact, așa. Turnul viitor, să ghicesc, a, ca de obicei, trebuie să stau după. Ia să înlocuiesc pe ăsta, dar n-am bani. Să-l duc în Orient acolo, campionii lui Nike. Portadii dați mai mult, da, bine. Pa, pa, pa. Bă, ce? Altceva? Euridice. Zici? Așa, o trăvire, asta. Câți ani ai? 51, perfect. Dacă era două terror pe anul, kilo la... în trei vieți. Două chiar. Hai să vă eliberez, să fiți și voi băieți mari. Vă mai răspundeți și voi neamul prin lume, poate, cumva. Așa, hai, acasă. Acasă. Era vișcii. These are feeble dogs. Say it. Toate că le puteam da numai ca să îmi îmbunătățesc relațiile cu ei. Gata, nu mai există Capadocia. Toate armatele înspre est. Până vedem India. Și eu știu să fac cu prăpădiții ăștia, mă, ce încearcă ei să facă? Așa mă disperă că nu pot să pun garnizoana la bătaie pe ei. Aș face lupta asta că ar fi amuzantă, dar parcă nu.
tot ce trebuie să faci e să stai să nu cu catapulte și poți să și controlezi din ele. Nu-mi plac romania, să-i băgăm în sclavie. Nu-mi plac în situația asta, cum e cu joc aici. Așa. Dictator. Tu nu știu de ce existi, sau... Hai că știu, că trebuie să-l aduc pe ăsta de aici. Nu Patrocle, Partici așa. Bun, și absolut orice armată existentă, destinația momentană e Persia, Persepolis, așa. Dacă treceți pe alte tărâmuri nu mă interesează. Sau să le mai declarăm război ăstora. Câte tărnuri ar mai fi? 4. Armate câte mai am aici. Da, hai că nu-i las pe ăștia. Înseamnă că trebuie să o redirecționez și pe aia ce am mărșărit înspre est. Hai că nu-i așa departe. Aici. Ce avem noi aici? Păi, avem un templu, avem... facem palat persan. Așa facem. Că nu le prea place dacilor cartea oricum. Asta trebuie dărâmată, că noi nu ținem mâncare în orașele principale. Că nu suntem sălbatici, să o zic așa frumos. Asta. Adios. De aici. Să mai așteptăm. A, ăștia nu știu, ăștia nu au luptat deloc. Perfect. Mergem spre nord. Undeva unde nu muriți de foame. Duris. Unde ești? Bravo, mă, ești băia mare și tu. Hai să te fac filozof. Așa vă țin, mă, în existență. A venit legiunea aia pe pământ. Nu-i bine, stai să văd dacă-s chei. Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders suggest peace. Nah. Trapezos, bravo. Cam săraci, dar nu risc. Reinstate, Greek families. Commander, call this a garrison.
Oho, aoleu, ce de mercenari am aici. Păi direct merg pe ei cu ce am aici. Hai. A, n-ajung până acolo că numai ce-a ridicat-o. Dar nu-i nimic. Păi pe asta cred că o distrug și pe asta că ridic alta cu Antiochus. O ridic pe aia ce-am distrus-o dincolo. N-am armata ăsta cât călătorește atâta și agentul meu nu-i în stare. Unde-i? Democritus. Ăsta? Patrocle? Nu, unde? A, ăsta Antiochus, așa. Antiochia. Dar câte am aici? Le-a distruse, a? A, și da, ce le-am dezasamblat eu. Catafractarii. M-am cansăturat de unitățile astea, ar trebui să cercetez ceva și pe acolo. Dar știm cu toții că nu o să fac, nu? da, aici, ăștia cu săbi. 1, 2, 3, 4, 8, 4, 6, deci vreau 8 de ăștia de infanterie. Arcași câți? Arcași poate mai degrabă îi cumpăr. De ăștia. Cred că-s mai bun. Ia de curiozitate să văd. Missile damage 35. Mă uit numai după ăla. Vai, lagul vieții. A, e același lucru. Să zicem și două de cavalerie. Dar ce fel de cavalerie, că n-am catafracții. Să zicem. Ăștia de ce am pus pe mare? Din greșeală. Armata asta tot m-aș forțat aici înspre nord. Armenia, deci au așezarea asta și mai care. Dacă nu înțeleg, asta e ultima? Aoleu. A, aia e ultima așezare. Păi eu de ce-mi bat capul așa? Mai au aia din nord, dar nu contează. Da, păi turnul... A, nu, trebuie să mă bat cu ăștia. Tăietorii de petre. Bravo, mă, aveți și voi niște nume. E incomparabilă cu ăla de romani. Da, ce să zic și eu. At your service. Sabaton. Hai, pe urmele lui Alexandru. Deci n-am atacat direct cu Seleucus, ia să mă retrag eu cu ăsta. Sau, fac cu el că n-are rost. Seleucus să facă treaba. Așa, pac. Vreți pace? Vai, Bactria, săracii. Partia. Cam dificil, ar cam trebui să mă bat cu toți ăștia pe aici, probabil. Rămâne de văzut. Poate la final îi trădeze și pe ăștia. Aici, în Ordea, să-i trimit eu pe ăștia în vest, acolo, în est. Cum stă ordinea publică? A, e în creștere la greu. Asta și... asta. Au pierdut ceva soldați. Dar nu-i nimic. Fii atent aici. Pa, ca auxiliare. Ăștia cred că chiar îți daci. Da, mai ales ăștia. Perșii și daci în aceeași armată. Bravo, mă. Gata, ăstea chiar sunt idealuri. Numai că de data asta dacii sunt, scuzați-mă, fanii dacilor, civilizați. Ha! Nimic interesant aici. Pam, pam, pam. Asta, hai.
let us trade. You surely will not turn aside from a road paved with gold. N-am de gând să vă fac bogați. Do you asta da. Sunt capul celălalt de lume și voi vreți să mă ajutați, da. Asasinat, cine? Target, așa. Euridice, bravo, mă, ce părere să-mi fac. Copil a murit, nasol, război, au aliați, ghinion și eu. Iați mei. Sau nu? Ba, îi ține adică, răspundesc în zona asta. Și acum să facem și noi pace cu boii. I am sure you have many pleasantries for me, but no vor face ghinion. Peace. Be grateful I do not have your peace. Poate vrei să mă răspundesc în ori, dar nu vreau eu. Ciao. Bani aruncați, bani aruncați, bani aruncați, bani aruncați. Aici Neptun, Poseidon de fapt. Comerț, mâncare. Așa. Bun, Armenia. Două turnuri, nicio șansă, dar nu mai chem aliații că nu vreau să... Pac! De ce am executat? De ce am făcut asta? Nu trebuie să fac asta. Ready for battle. Let them cower like cattle dogs for death and honor. Nope. Eliberez, da, bravo. Măcar Antiohos. Cuceritor cu milă. Vai, ce săraci sunt ăștia. Ia, ce mercenarii sunt în zonă. Nașpa. Așa. Ia să văd puțin ordinea publică cum stă în provincia asta. Bine, nici măcar nu am schimbat clădirile. Riscăm și mergem direct înspre ăștia. Nu știu cine era. A. Mama, a rămas fără mâncare. Nene. Cred că aici în Italia puteam să... Se pare mie. Enjoy this quiet time. It ends now. Dar cine vă ars pe voi? A storm is coming. A storm of blood to wash you away. A, ăștia sunt pe Dunăre. Siracuza nu a intrat în război.
Poate vă pun la respect. Era o alianță defensiv, totuși nu se declară război așa, numai că nu se alătură. Cred că din cauza că am fost eu gunoi în turnurile trecute. Armată full. Păi, ajung oare cu ea în timp un malva.